E complicat pentru că, da, noi am promis vremuri bune, dar nimeni nu a știut că va veni acest război și cu consecințele acestui, sau din cauza acestui război, este mult mai greu să reușim să facem lucrurile pe care le-am promis. Ne mișcăm pe reforma justiției, încercăm să îmbunătățim mediul de afaceri, dar este foarte greu să atragi investitori în Republica Moldova atunci când războiul e la hotarul nostru. Resursele pe care le cheltuim pentru a plăti gazele sunt resurse pe care am fi putut să le investim în alte domenii, să îmbunătățim situația în școli, în grădinițe. Asta e realitatea, este mai greu să le explicăm oamenilor de ce se întâmplă așa, unii înțeleg, unii nu înțeleg, dar în principiu toată lumea își dorește același lucru, să trăiască într-o țară liberă, să fie respectați, să le fie respectată demnitatea umană, să aibă oportunități economice. Nu cred că cei care se uită înspre Moscova își doresc altceva, doar că înțeleg lucrurile altfel.